Bună și bine ați venit pe Tarotada. Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia săgetător, astăzi vom face săgetător pentru săptămâna 4-10 martie. Și haideți, dragilor, să vedem ce vine către voi în această săptămână 4-10 martie, săgetător. La ce să vă așteptați, previziunile săptămânii și ce să faceți cu tot ce vine către voi. Haideți să vedem. Săgetător. O scânteie. O plecare mai departe în necunoscut. Un tărâm al fantomelor. O îmbrățișare a tristeții și puterea. Forța la capătul setului de cărți, un zbor deasupra vieții tale, te îndrepți către ceva mirific. Dragilor, în această săptămână îți conștientizezi emoțiile, tristețea, conștientizezi care este cauza suferinței tale. Este timpul să dezgheți acest ghețar al tărâm al fantomelor. Aici este un ghețar, vedeți, aici este un ceas mare care anunță deblocarea timpului. E timpul ca acest ghețar să se topească. Este tărâmul fantomelor, este o iluzie. Această tristețe pe care voi tot ați îmbrățișat-o este o iluzie, este o capcană. Săgetătorul conștientizează în această săptămână că se poate detașa de această tristețe. Ai îmbrățișat-o, a fost a ta, a fost emoția ta, ai simțit-o, trebuie să mergi mai departe, pentru că aici se naște o scânteie și mergi mai departe cu sufletul deschis către un nou început. Aici vine iubirea în viața ta. Este o muzică divină, se naște magia, se naște iubirea. O scânteie care poate aduce orice. Aici este puterea. Puterea este în mâinile tale, este a ta. Este vitalitate, este longevitate, este credință și sănătate. Aici închei un ciclu greu de ani, de zile. Încet și sigur, ai învățat că lucrurile pentru tine bune vin de la tine. Aici este o magie care se naște din înțelepciunea lucrurilor acumulate de către tine și începe un nou început. Poate fi alături de o persoană nouă. Aici, în această săptămână, cineva se îndrăgostește de tine, cineva care vine de la depărtare sau acolo unde mergi tu în această săptămână, întâlnești o persoană nouă, necunoscută, de care te îndrăgostești și ea se va îndrăgosti de tine. O săptămână frumoasă pentru săgetători. Citirea începe cu această scânteie, cu acești fluturi în stomac pe care îi vei simți în această săptămână și te vor purta departe. Se închide un ciclu greu și mergi către o frumusețe. Înfloresc copacii și te bucuri. Haideți să vedem aici. Un patru de spade, te vindeci. E timpul de vindecare și soarele. Wow! Turnul. 8 de monede, magicianul și judecata. Wow! La capătul setului de cărți, acest zbor frumos și înțelept este marea preoteasă. Dragul meu săgetător, aici îți conștientizezi puterea. Ești propriul tău magician. Aveți 5 arcane majore din 7 cărți. Aveți soarele, aveți turnul, aveți magicianul, judecata și marea preoteasă, un 8 de monede și un 4 de spade. Te reinventezi aici.
recapeți strălucirea sufletului tău și universul te ajută, pentru că pleci dintr-un ghețar, pleci dintr-un blocaj. Soarele vine și dezgheață pentru că este timpul. Am văzut acel ceas mare care anunță închiderea unei karme, închiderea unei suferințe, poate închiderea unei relații care nu a fost foarte benefică pentru tine. Vine turnul, dragilor, în această săptămână. Acest turn te ajută să te miști, te ajută să pleci, să ieși dintr-un blocaj. Aici se face un echilibru complet. Este și judecata. Începe un nou destin, o nouă viață, sub altă energie, în lumină. Aici meditezi la răsăritul soarelui. Meditezi la tine, la ce vrei să faci. Vrei să faci o mutare mare, poate vrei să te muți într-o altă țară. Poți, pentru că aici ai un nou început total diferit de ce ai trăit până acum. Poate vrei să schimbi țara sau vine o persoană din altă țară sau de la depărtare. Se poate orice aici. Este un magician și mișcarea, mutarea. Mai mult văd o persoană care vine de la depărtare către tine. Această persoană este soarele. Aduce soarele în viața ta. Poate fi un leu, poate fi un vărsător, poate fi pești. Această persoană este o persoană care te va împlini. Trebuie să ajungă în viața ta. Este karmic, este benefic, este aducător de speranțe noi. Această persoană te ajută în vindecare. Aici ai vindecarea ta, aici ai turnul care curăță. Dacă ți-ai propus să te vindeci de un trecut și universul te ajută, tot universul lucrează cu tine. Aici este un ceas și un ghețar, un tărâm al iluziilor care trebuie să dispară. Aici este marea preoteasă care îți spune că e momentul. Ai avut suficientă răbdare să te detașezi. Ești foarte intuitiv în această săptămână. Ești foarte ancorat în propria ta credință, în propriul tău adevăr, în propriul tău suflet. Ceea ce este foarte bine, pentru că vei rescrie o poveste în puterea ta, în credința ta. Începe o viață nouă și îți va aduce numai beneficii. Vedeți, acest om întinde mâinile spre cer. Aici arbitrează un meci. Meciul este viața voastră, care acum este plină de magie și îți simți puterea. În această săptămână vei avea un moment în care îți vei simți puterea. Este frumusețe aici, este căldură, este detașare de acest ghețar, de acest tărâm al iluziilor. Se naște o scânteie între tine și o persoană, între tine și poate viitorul tău partener, viitoarea ta parteneră, alături de care vei trăi un vis, vei trăi o lume nouă. Pentru tine se deschide acum o lume nouă. Este ceva diferit. Ai muncit la vindecarea ta și încă muncești. Vei munci în continuare și faci bine ceea ce faci. Universul îți transmite acest lucru și te ajută, vine în ajutorul tău să elibereze toate energiile care te-au ținut în acest tărâm al iluziilor, al fantomelor. Dragilor, este o citire frumoasă pentru voi. Începe o nouă eră pentru voi. Fiți deschiși, fiți magici, pentru că magicianul manifestă tot ce își dorește, tot ce vrea vine la el, își folosește toate atourile, toți așii din mânecă, folosindu-vă de resursele voastre proprii. Primiți în viața voastră, chemați în viața voastră
o persoană, este momentul, acum este timpul, este timpul divin să intre soarele pe strada voastră. Este curățenie, este vindecare, este sănătate, este putere. Îți iei puterea înapoi și alegi pentru tine. Haideți să vedem și de aici două cărți. Săgetătorii fac curățenia de primăvară în viețile lor, în jurul lor, în sufletele lor. Și este frumos pentru că universul îi place și trimite soarele. Alungă norii și vezi soarele. Aici este sursa intuitivă. Ești echilibrat, ești în acel moment în care trebuie să fii. Ascultă-ți inima, ai încredere în tine și vei primi răspunsurile. Vedeți, aici acest om este echilibrat, are toate chakrele aliniate, echilibrate, însănătoșite. Ascultă-ți inima și ai încredere în tine. Toate răspunsurile pe care le cauți vin la tine. Aici este nuntă interioară. Înflorirea ființei tale trece prin unirea femininului și masculinului din tine. Echilibru complet aici pentru voi. O citire frumoasă, multe arcane, eliberare, arcane puternice, magicianul, soarele, turnul, marea preoteasă. Este o săptămână decisivă pentru tine. Dacă decizi să ieși din acest ghețar, poți în această săptămână. Trebuie doar să vrei, să faci mișcarea și să te îndrepți către necunoscut. Riști și câștigi aici. Riști să lași în urmă un trecut și te îndrepți către o minunăție, către o magie, către un nou început, către un nou destin. Îți rescrii povestea vieții tale în această săptămână. Dacă îți asculți inima și ai încredere în tine, pentru că răspunsurile vin la tine. Haideți să vedem un sfat pentru voi. Săgetător, un sfat. Muncește, muncește în continuare, că faci bine tot ceea ce faci aici. Optul acesta de monede îți arată că la final te vei bucura de tot ce ai creat. Haideți să vedem. Nostalgia. Focusează-te pe aici și acum. Ai încredere în tine și iubește-te. Lasă în urmă acest ghețar, această nostalgie, această melancolie. Tot ce te-a îngreunat, nu te întoarce în acea energie. Închide trecutul, fă pace cu trecutul tău și rămâi ancorat în realitate. Trăiește clipa aici și acum, pentru că are loc o nuntă interioară, o echilibrare a ființei tale are loc în acest moment. Este timpul. La capătul setului de cărți este universul. Tot ce suntem este praf de stele. Fii fericit, fii bucurie, pentru că meriți și pentru că această stare de bucurie îți aduce lucruri minunate, îți aduce magie, îți aduce lumină, îți aduce un partener, o parteneră alături de care să te bucuri. Universul îți trimite acest turn, această ruptură de iluzii, te desprinde de o lume a fantasmelor și te ancorează în realitate, într-o realitate binefăcătoare pentru tine, în care poți manifesta tot ce-ți dorești. Sănătate. Aici poate fi și pe planul sănătății o însănătoșire, dacă tu îți dorești acest lucru. Nu știi ce urmează, dar riști și câștigi. Aici riști și câștigi tot ce-ți dorești tu, pentru că tot ce suntem este praf de stele. Când conștientizezi că fericirea este în mâinile tale, îți iei puterea înapoi și te îndrăgostești, lași inima deschisă să primești iubire, atragi persoana benefică și faci acest echilibru cu tine. Aici te echilibrezi, aici mergi către împlinirea ta.
un nou început pentru tine frumos, luminos, alături de o persoană bună. Fii deschis, deschisă să primești această persoană, pentru că această persoană te va împlini. Aici este un echilibru care se face în viața ta. Universul te ajută, tu te ajuți, cei din jurul tău te ajută, se creează aici un întreg imperiu de însănătoșire, de echilibrare, de luminare, de iluminare. Se face liniște și vine bucuria în viața voastră. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o săptămână de vis. Vă pup, pa, pa!